suntem în 2020. De asta vă seama câte lupte am dus pentru o cauză dreaptă. Despre asta vorbim. Nimeni nu respectă... Ia uitați, se formează echipele de mers pe teren. Da. Ia uitați, jandarmii sunt chemați înăuntru ca să meargă pe proprietatea noastră. Așteptați puțin, am fost chemați sus, nu știm pentru ce. Domnule, dar dumneavoastră știți unde mergeți? Nu. Știți că mergeți pe proprietatea noastră? Domnul Bogdan, dați să dau telefon la miniștrii de interne. Că ăștia nu se lipesc. Domnule, haideți să intrați și noi în poliție! Haideți! Haideți! Ce facem echipe de mergi pe teren? Ne iau proprietatea cu japca! Haideți! Proprietarii! Naziști, ca naziștii! Păi, vreți război, asta nu s-a făcut. Până la urmă, nu se poate așa. Haideți, oameni buni! Haideți înăuntru! Nu se poate! Haideți! Popor sus! Anunț la ora 9 ca soție și ei, tu faci cu șeful de poliție, nu-i primiți pe ăștia. Nu mai filmați că nu. Bă, ați provocat, aveți război, nu mai filmați, cine urmă, că nu aveți. Acționați-mă și e regulă. Dacă stați cu mafia la masă aici și faceți reguli și pe noi le țineți la poartă. Poporul, se pare normal? Nu mai filmez. Nu mai filmez. Vă opuneți telefonul cu sunat. Domnul avocat, opreți filmarea frumos. Nu aveți voie. Noi nu suntem. Puneți telefonul. Care sunt alea? Care sunt informațiile alea clasificate? Colegii, dacă domnul mai filmează, vă rog să-ți scoateți. Opreți. Dacă domnul filmează...